Ediția numărul 258 din 27.08.2022. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Ștefan cel Mare de Cebatul din data de 02.09.2022, ora 10. Proiectul hotărâre numărul 1 privind redesemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale în Comuna Negoiești, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator, domnul Vlase, primarul comunei. Proiect de hotărâre numărul 2 privind acordarea unui premiu și unei diplome unui cetățean al comunei din Ștefan cel Mare, județul Bacău, la împlinirea vârstei de 102 ani. Proiect de hotărâre numărul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii comunale Ion Susanu, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiator domnul Vlase. Și 4. Informare privind statul de pregătire noului an școlar 2022-2023 în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Diverse cele. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Proiect de hotărâre numărul 1. Eu aș fi, după rețe, să începem cu ultimul punct. Ca să nu mai trebuie. Doamna direct să facă prezentarea pregătirii noului an școlar, ca să ne stea după noi. Bună ziua! Bună. Școala va începe în 25 septembrie și unitățile comunei Ștefan cel Mare, unitățile de învățământ, se pregătesc pentru începerea anului școlar. Din punct de vedere logistic, avem 4 clădiri organizate sub forma unui PJ și a unei structuri. PJ-ul este format în școala gimnazială numărul 1 Negoiești și structura este școala Cutinaș. PJ-ul are 3 corpuri de clădiri, școala Nicolae numărul 1, corpul A, corpul B, Bogdana, școala de la Bogdana și corpul C, grădinița de la Negoiești. Totalul copiilor care sunt incluși, înscriși ca elevi și preșcolari în cadrul unităților noastre școlare este de 570, un număr care ne asigură ca și mod de organizare, 2 rânduri de clase pe fiecare nivel de învățământ. La nivelul grădinițelor avem 5 grupe, la nivelul claselor primare 10 clase, iar la nivel gimnazial 7. Copiii comunei, datorită condițiilor pe care le oferă atât școala prin personalul didactic, cât și primăria prin suport pe care îl oferă din punctul de vedere al bugetului, au obținut rezultate foarte bune, atât în ceea ce privește clasa 8-a, sfârșitul clasei a 8-a la evaluarea națională. Avem copii care au intrat la licee bune din Onești, și anume Cantemir, Moisil, copii care, de care suntem foarte mândri și care au învățat la Negoiești din clasele preșcolare până în clasa 8-a. Cadrele didactice ale școlii gimnaziale sunt cadre didactice titulare, calificate, nu avem cadre didactice necalificate și deservesc unitățile școlare pe care le-am amintit anterior. În ceea ce privește condițiile, avem toaletă în interior în toate unitățile școlare. Chiar mi s-au cerut situații și la inspectoratul școlar cu școli de județul Bacău care încă mai au toalete afară, în exterior. Noi, slavă Domnului, suntem bine din acest punct de vedere. Deci avem butinașul cu toaletă în interiorul școlii. Bineînțeles, cele două clădiri noi, care le știm cu toții, corpul B și C, Bogdana și Negoiești. La fel, cu băile interior și condițiile interior chiar adaptate zilelor noastre, să spunem așa, și școala de Negoiești, care la fel are toaletă de interior. Autorizațiile sanitare sunt pentru toate unitățile școlare.
autorizațiile ISU, avem autorizații pentru cele două clădiri noi, iar pentru cele două clădiri vechi, adică corpul A al școlii gimnaziale numărul 1 și Butinașul, datorită faptului că sunt construite în 1960, nu necesită autorizație de funcționare ISU, doar avem avize la ele. La noi reabilităm. Așa, păi tocmai în urma reabilitărilor care vor fi, vom obține și autorizațiile acelea care ar trebui să fie. Din punctul de vedere al materialului lemnos, avem achiziționată întreaga cantitate, sunt tăiate și urmează să continue tăierea lor și depozitarea în magazinele unităților școlare. Din punctul de vedere al pregătirii situației pentru începutul noului an școlar, eu consider că la momentul ăsta, așa cum suntem noi acum, suntem pregătiți pentru a începe în condiții foarte bune. Microbuzele școlare, cele trei microbuze școlare, pentru că nu le-am amintit, pe perioada vacanței au fost reparate, verificate la atelier auto și sunt perfect pregătite pentru a transporta copiii pentru școală. Aici o să fim cumva și aș vrea totuși să ridic această problemă. Este acel semafor la care este montat la pod. Noi când intrăm cu microbuzele școlare, zona aceea este cumva acum oarecum nu blocată, dar este cumva afectată de cei care opresc la semafor. Eu am făcut o adresă către poliție prin care am început sprijin măcar, nu știu, o perioadă acum la început să vină și să copiii. Noi organizăm așa. După ce intrăm cu microbuzele școlare, copiii sunt aduși de microbuzele școlare. Ei vor intra în curtea școlii cu microbuzele. Pe urmă noi cuiem porțile, bineînțeles, ale școlii pe parcursul programului școlar. Și există problema la plecare. Mai sunt copii care stau, nu știu, în jurul școlii, în prima parte a Bogdanei și mai pleacă pe jos. Eu, cadrele didactice care sunt din serviciu și care însoțesc microbuzele școlare zilnic, atât microbuzele cât și în școală de servesc copiii, am să fac în așa fel încât să-i grupăm pe copii și în momentul când deschidem poarta de a pleca, cumva să fie, să se realizeze în momentul în care mașinile sunt în anumit stadiu de a sta sau au terminat cei care au venit de la Onești din trecut și o să fie foarte complicat din punctul ăsta de vedere. Noi acum, ca și școală, cât sunt în școală, copiii sunt ai noștri. După ce ești pe poarta școlii, părinții sunt responsabili pentru ei. Eu am să vorbesc acum la începutul școlii, să rog părinții să le dea pachete, să nu mai iasă la magazin, pentru că se întâmplă lucrul ăsta de mai așa, și să să-i, nu știu, să vină să ia dacă numai gimnaziu acolo noi avem, nu avem și primar ca să fie în pericol cei de primar. Cum ar fi mai bine să iau niște vesti de-astea reflectorizante și cumva cu personalul nedidactic că pleacă copiii să... Dar de ce nu procedați cum se făcea acolo? Era un cerc care dădea învăța circulații și cu paleta stânga, dreapta, să le iubiți. Da. Dar nu știți despre ce vorbeați. Probabil în forma de semnalizare manuală, vorbit cu cei care execută lucrările acolo, să-și pună doi oameni pe fiecare sens și în momentul când, la ora 12... Nu, dar știți, copiii domnul proiector asemenea activități avem în școală. Da, dar eu am chestia să mă gândesc.
de mare, sunt voia să coordoneze treaba asta, adică ne spus, da, asta este. Ei știu că trebuie să treacă pe trecerea de pieton, știu că trebuie să uite stânga-dreapta, dar responsabilitatea trebuie a unui adult, sau măcar o perioadă de timp, să vedem cum ne organizăm. Nu, nici, poliția trebuie să-și facă treaba, de asta ai de mătrimi. Da, da, de asta ziceam, că împreună cu poliția vedem, măcar la început, așa că să... Da. În rest... Discută și domnul primar cu... Mă obligăm pe cei de la poliția locală. Nu putem obliga pe cei constructorul să-și pună oameni. Ei și-au pus semafoare, nu putem să-i obligăm să-și pună om la circulație. Da. Dar dumneavoastră să ne faceți un program. Da. Deci, când ies de la urmări, da, cei care da, pleacă pe jos. Da. Cam atunci cei de la poliția locală da, să vină să da, asigure... Da, legătura cu domnii oricum. Da, da. Legătura și vin pentru activități și în școală și... Nu putem spune că noi plătim poliția și le dăm. Noi nu le dăm dispoziție la cei de la Poliția Națională, domnul. Da. Noi avem pe cei de la Poliția Locală... A spus poliție, nu? E diferență. Și trebuie să avem și acceptul celor de la poliția rutieră. Ca să facem pe lângă semafor, pe lângă semafor, să facem și o dirijare din asta manuală. Eu de asta am văzut. Poate să-mi cerul jumătate ca să facem chestii. Lăsa-mi când făceam înainte copiii la școală, învățau circulație și nu știu. Ai papulat școala? Aia era o treabă. Era de imagine. Era când traversa strada și se duceau strada. Da, atunci... Aici nu e vorba de traversat, aici e vorba de mers în circuit. Bine, și atunci... Circulația nu era în măsura capitului. Hai să fim sinceri. Deci, nu pot să lași responsabilitatea. Și mai multe lucruri care se pot să facă o problemă. Nu pare da, da, activitățile astea noi le facem și cu parte de ISU. De exemplu, am avut anul trecut un grup de copii, de 10 copii, care împreună, că domnul este prezent aici, au fost plecați tocmai la Satul Mare și au participat la faza națională a concursului să fiu pompier și au obținut și un premiu. Deci noi facem activități, dar la această, să spunem, situație, trebuie să responsabilizăm cumva adulții, copiii, copii, nu putem să-i... Da. Da. Eu cam atât am avut de spus. Deci aveți higienizarea... Da, terminat din iulie, am terminat cu higienizarea. Ați avut-o cu forțele proprie, nu? Nu mai cu forțele proprie, da, da. Am avut o problemă chiar și, bine, băi, l-am rezolvat, e ok totul, e pregătit și... Cu fochiți, nu v-am făcut, parcă nu sunt la beton? Nu, doi ani, doi fochiști și suficienți, nu trebuie mai mulți, că... Ai cineva? Da, doamne, am făcut asta. Da, da. Ei se ocupă în timpul în care, de exemplu, doamna primăvară, de securitatea școlii, de tot ce înseamnă întreținerea unităților școlare când au făcut focul. În fișa apostolului, în instituțiile, da, da. Legea de sfârșit. Avem. Dar mai spus o dată, n-am mai spus. Da, da. Iar era plin de la circulație. Da. Da. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă director. Ce spun la succes în Moana? Deci cum ați pregătit școlile ca să primim copii, așa să pregătiți și copiii. Da, cu siguranță să pregătiți. Dorim să-i ținem. Dacă e o problemă da, pentru părinții care își dau copiii la Onești, da, acum am mijloce de transport de la comune, o să duc copiii în autogar. Da. Deci nu mai duce... Nu mai duce nicăieri. Va fi dificil. În autogar. Și să știți că au început să vină din oraș. Chiar avem două transporturi. Păi, asta... Pentru cei mici în principal... Trebuie să... Dacă o să se plângă la noi că nu se duc microbuzile, acolo nu avem niciun control asupra microbuzilor care fac transportul în comun. Noi, pe noi ne-au preocupat transportul copiilor la școlile din comun. Ne preocupa și ne preocupa. Dincolo este firmă privată care face transportul comun, transportul județean. Nu este problema noastră. Am fost la primarul de la Onești, nici nu l-am pus la urmă.
Văd că are reclamații de la cei care fac transportul local în Onești, că mașinile, microbuzele de la țară le ia clienții. Problema nu este asta, nu le ia clienții. Dar ei ce spun? Lasă-i duc în autogară pe toți de la țară și de acolo au ei clienți. Au ei clienți, nu le ia clienții. Da, asta e motivul. Traseul ăsta este. N-are ce. Nu pare că v-am serțit cum au stat în mă, dar acum, băi, dai pregătirea noului an școlar. Nu e vorba de analiza anului. Asta e chiar a fost. Noi am făcut situația școlară. Ei absențe nu sunt. Dacă aveam absenții, veneam inspecții, aveam alte probleme. Dar... La anul iulie, când o să terminim anul școlar, o să vă chemăm. Așa să ne prezentați. Dar puteți merge dumneavoastră și verificați la fiecare clasă. Chiar am vrut să merg astăzi, dar am sunat pe domnul Turban. Și astăzi am găsit copiii, nu? Am sunat pe domnul Turban și tocmai te-am dat venit. Am vrut ca să vedeți să vedeți. Ai spus rău că sunt de aici, să se intereseze. Păi eu sunt și de aici, mă interesează. Am putut să întrebă ca să intrăm. Se replică. Da, acum revenim la problemele astea. Deci trecem la proiectul numărul 1, prin desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale. Da, ce trebuie să mă ați primit materialele, nu? Propunerea mea a fost pentru domnul Ignat Marian și Dorban Nicolae Caliță. Am mai schimbat, să nu fie aceeași. Asta e propunerea mea. Dumneavoastră, deci, este tot cu votări. Alte propuneri. Dumneavoastră, propuneți altcineva, votați. Îi votăm cu aceea, e bine așa. Bun, corect. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține împotriva. Deci, proiectul numărul 1. Acum, la proiectul de hotărâre numărul 2, privind acordarea unui premiu și unei instituții. E aceeași persoană? Știu, Sadă. Savin Nicolae. Savin Nicolae. Da. Pe 10 septembrie îi face 102 ani. Da. Pe care să-i facem o... E al treilea an ăsta, nu? De când îi dă? Da, 100, 101, 102. 1000 de lei, un premiu de 1000 de lei și o diplomă de... longevitate. Da, dar e ok, nu se mișcă, să... Da. Poate să face record național. Ok. Dar să ne dea de sănătate, să fie... Sănătate, da. Supunem ceva discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 2, și nici pentru... Proiect de hotărâre numărul 3. Privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea bibliotecii. Ioan Susan. Deci, ca orice unitate care este în ordinea Consiliului Local, are un regulament funcțional care trebuie aprobat în Consiliul Local. Asta nu, dar cu tot regulamentul, da. Discuții pe acest subiect? Eu zic că este normal ca orice unitate să aibă un regulament funcțional propriu. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiectul numărul 4 a fost discutat. Nu sunt alte subiecte. Diverse. Nu vreau să întrebăm. Păi sunt diverse, că e ceea ce sunt ordinate. Nu e problemă. Păi nu se ferește nimeni diverse, dar dacă nu au fost prinții în dispoziție și a fost de acord cu ordinea de zi,
prezentată de președinte. Nu? Dictatorul să-l capuneze de clasă din ce?